săptămână m-am vindecat. Eu cultiv, eu procesez, eu vând. Toate sunt foarte căutate că sunt proaspete. Baza unei ființe omenești sunt cele trei omega. O săptămână m-am vindecat. Uleiul de chimen și uleiul de chimen negru, chimen simplu. Și cu uleiul de in și suțan desface flegma de la bronhii plămâni, sinuzita curăță și numai ți-o pune și o țâp și ți-ai revenit în nicio săptămână. Și dacă ai temperatură, e extraordinar. Practică pe sute mii de oameni. Dacă vă uitați pe reportaje cum luați dumneavoastră, vă uitați, cum v-am zis, pe 5 iare din țară, o văzut negru palb, că bag recolte, într-adevăr, eu nu cum fac alții, iau de acolo și vând. Eu cultiv, eu procesez, eu vând. Și pentru aia îs mai deosebit față de alții. Că o fac din dragoste, eu cu tractorașul, tic, tic, acolo îmi ar, eu cultiv, eu procesez, eu fac. Cel mai vândut este chimenul negru, chimen simplu, cel mai tare antibiotic, cu uleiul de in și de susan, care rezolvă 50% din problemele corpului, da? Diabet, tensiune, colesterol, dureri de picioare, coloană și dovleacul care elimină vermișorii și tractul urinar. E foarte bun, întărește vasele de sânge și, cum v-am spus, toate sunt foarte căutate că sunt proaspete. Iar în nuca, cum v-am zis, e foarte bun, că ajută la memorie. Mulți copii care ia de mici devine super dotat, țineți cont. Mulți avea la facultate examene, au zis de mine, au venit, au luat. Vine la mine, spunea, domnul, ești foarte bun, am luat 9,75. Trebuia să iau mai de mult ăștia. Zice că până n-o luat, o citea și numai n-a apucat să intre în bibilică, în căpuți. Ducem la Giriș, Doboriu, Cihei, Oradea și mai multe părți. Eu cultiv, eu procesez, eu le dă. Ăștia două ia dureri de picioare, gută, crampe musculare în maxim 3 zile. Și reglează tensiune, diabet, colesterol, trigliceride. Inu e foarte bun. Pentru că are omega 3, 6, 9, baza unei ființe omenești, sunt cele 3 omega. Vegetal numai nu proaspăt are. Și pentru asta e foarte bun și la plămâni, inimă, picat, pancreas. Când ăștia sunt probleme, obosim foarte rapid, indiferent de vârstă. Cum am luat? Cum avem aer mai bun, oxigenează creierii, elimină sinuzita, elimină din celulele canceroase, reglează trigliceridele, colesterolul și face circulația periferică a sângelui și o curăță de docuri. Unde nu avem circulația periferică a sângelui bună, acolo începe, ne doare picioarele și ne furnică picioare reci. Dacă suntem vânăți la picioare, ne zgâriem antiinflamator, dezinfectant, e susan, uleiul proaspăt, care are calciu cel mai mare, întărește sistemul osos, are potasiu, magneziu, zinfer, care întărește sistemul muscular, are beurile care întărește sistemul nervos, seleniu la cap. Ieri în camera aia la trebuie, dar după ce am venit. Și afte, dacă avem în guriță, le-am luat. După o jumătate de oră numai te ustură, după 3 zile am luat infecția aia de gură. Avem dovleacul, care e foarte bun pentru. Dovleacul proaspăt e foarte bun. Când l-am băut, elimină vermișori, curăță tractul urinar, deci curăță rinichii. Dacă avem mâni nisip petruță, colonul, prostata, întărește vasele de sânge și chiar de la colecist rezolvă problema. Prețurile sunt la 30, dar dau la 25 de lei, 250 de mililitri. Susanul tot așa, chinul la fel. Chimenul negru iară, cu chimenul simplu, cele mai tare antibiotice naturale, da? Sunt foarte bune.
începe de la cap, nu lasă să atrofieze celulele de la creier ce le pune în mișcare. Plus, curăță căi respiratorii. Dacă ne dore gâtul foarte tare, nu ne mai dore gâtul după o zi, maxim 3 zile, fie 4, dacă are și temperatură. Rezolvă, da? E cel mai tare antibiotic. Și bun la persoane. Cine are diabet, cine are alergie, cine are astm, cine e cu glanda tiroidă, plămâni, helicobacter la stomac, gastrită, ulcer, picat, pancreas și tranzit. Deci sunt extraordinare. Da, să consumă o linguriță. Mai înainte facem testul, 3 picături, să vedem dacă suntem alergici sau nu. Jumătate de oră, după jumătate de oră, iară luăm 3 picături, stăm o jumătate de oră, am văzut că nu suntem alergici. Luăm o linguriță dimineața, seara, da? Și în 2, maxim 3 zile, nu mai ne doare gâtul, nu tușim, nu cură nasul, 3-4 zile. Și la coastă, tot așa, ca și... toate. Avem ulei de floare, ulei de floarea soarelui, de rapiță, de nucă, care e bun, nuca iară. E foarte bună la memorie, sistem nervos, la inimă, la tranzit, ten și glanda tiroidă. Are iodul cel mai mult la glanda tiroidă și la tot ce v-am zis. Devenim superdotați. Dacă bem numai câte o linguriță dimineața zilnic, prinde mai bine bibirica, cerebelul. Da? Se poate și cu cardul sau doar cash? Se poate și cu cardul. Cu... cu Shakira. Revolut. Revolut. La fel, putem. Negru începe de la cap, nu lasă să atrofieze celulele de la creier, ce le pune în mișcare tot timpul, nu lasă să moară neuronii, da? Că omul, pe ce îmbătrânește, să mai duce un neuron, mai duce. Dar ce diferență e între ăsta negru și ăla simplu? Păi, de două ori diferență. E mai bun chimenul negru față de chimen simplu. Ăsta, cum e chimenul simplu, după 4-5 ore poți cânta din nou. Și dacă ești răgușit, am cântăreți o grămadă care vine cumpără. E extraordinar. Dureri de gât și multe, plămâni, inimă, picat, pancreas. Eu mă numesc Tincău Teodor, care eu cultiv, eu procesez, eu vând. Dacă veniți la mine în Cihești, acum mai am cultură de dovleac până în gheață. Tă cultiv. La mine albinele acolo încă este și dovleacul la fel, fără coajă, cu coajă, toate felurile, da? Nu numai una. Acum da, și vi-l dau tot așa. Stau aici mai aproape. Bine, nu mai cam din piață. Bine. De iau de ani de zile. De la... bine să rămână, bine. Cu drag, vă... uitați aici. Să rămână. Și eu vă mulțumesc și mult. Le place, vine și tot timpul. Ea îți clienți fidele, exact cum ați văzut pe exemplu pe doamna. Îs cel mai mare marketing e produsul, el îți vorbește întotdeauna, ai produs de calitate, proaspăt, vinzi, nu, indiferent cine îi dai faliment, dar eu produc de ani și ani și ani. Bunicul meu tot așa, o produs la cald, la toboriu. Dar eu am luat ștafeta și îl fac la rece, că știința merge tot înainte. La rece e mai bun că își păstrează proprietățile. Cine e obișnuit cu ăla la cald, zice că ăla e mai bun, dar cu cât ridici temperatura, ei din proprietate. Să trăiți! Îmi pare bine cu filmatul, puneți acolo! Cu plăcere, cu drag! E multă sănătate și dumneavoastră să meargă treburile bine, cât mai bine în țară!